presiune din PNL asupra lui Klaus Iohannis, este obligat să promulge legea. Deputatul PNL Daniel Gheorghe a declarat, joi, ce presubliniere-dintele României are datoria morală de promulga în regim de urgent legea de modificare a legii referendumului, menționând ce desubliniere urarea referendumului pentru modificarea Constituției pe tema familiei înseamnă respectarea principiului suveranității poporului. Referendumul pentru familie este esențial pentru România. Cred ce trebuie să fie deasupra oricror jocuri politice sublinierei oricror interese de tip electoral. Referendumul pentru familie nu trebuie să ajungă o minge de ping-pong între puterile politice sublinierei între instituțiile statului, instituțiile judiciare sublinierei grupuri de presiune setereine. Noi, cu toții, eu ca parlamentar liberal, ca sublinierei parlamentarii tuturor grupurilor, cunoa subliniere tem sublinierei înțelegem esența fundamental cre subliniere tin sublinierei esența identitara demersului referendumului pentru familie. Des subliniere urarea acestui referendum înseamnă, în primul rând, respectarea principiului suveranității poporului, a afirmat liberalul Daniel Gheorghe, la conferința internațională Referendumul pentru ce setorie? Perspective naționale sublinierei internaționale, organizat de Coaliția pentru Familie. El a spus că nimeni nu este mai presus de suveranitatea poporului, acest lucru fiind valabil sublinierei pentru presubliniere-dintele României. Nimeni nu este mai presus de Constituție sublinierei, nimeni nu este mai presus de suveranitatea poporului. Acest lucru este valabil sublinierei pentru presubliniere-dintele României sublinierei pentru parlamentarii sublinierei pentru judectorii de la CCR sublinierei pentru toate instanțele de judecat din România. Cred sublinierei sper că nimeni nu va mai recurge la astfel de tertipuri de tergiversare a referendumului sublinierei cred că presubliniere-dintele Iohannis are datoria morală de promulga în regim de urgent legea tehnic care prive subliniere de organizarea procedurală a referendumului de modificare a Constituției, a adugat deputatul liberal. Potrivit acestuia, referendumul pe tema familiei îi une subliniere te pe toți sublinierei nimeni nu este în măsură să impun cerii noastre ce trebuie să facă. Când vorbim de acest referendum suntem cre subliniere tin, suntem români sublinierei ne asume identitatea națională sublinierei ne asume drept. Nostru democratic de a decide în baza libercii de consubliniere ting sublinierei în baza valorilor lumii libere. Nimeni nu este în măsură să ne impun ce să facem. De asemenea, am observat în ultima perioadă cum acest referendum este perceput ca pe o chestiune care ar inflama societatea sau care ar crea fracturi. Nu, acest referendum ne une subliniere-te, ne une subliniere-te pe noi toți care suntem ortodox sublinierei, catolici, protestanți, neoprotestanți, mozaici. Pe toți care apreme valorile civilizației, a mai spus Daniel Gheorghe.